La videoconferința cu liderii statelor NATO, președintele Klaus Iohannis a pledat pentru măsuri de descurajare și întărire a apărării pe flancul estic și în special a Mării Negre. Președintele s-a consultat cu liderii Poloniei, Cehiei, Bulgariei și țărilor baltice. De altfel, președintele a convocat o nouă ședință a CSAT săptămâna viitoare, pe 1 martie. Se vor lua în discuție impactul pe care atacul Rusiei în Ucraina îl are asupra țării noastre și gestionarea unui eventual flux masiv de refugiați care caută un adăpost la noi. Pentru ajutorarea lor, România va colabora îndeaproape cu Republica Moldova, astfel încât un număr cât mai mare de oameni să primească asistență și sprijin financiar. De altfel, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a reafirmat deplina solidaritatea României cu poporul ucrainean și a precizat că țara noastră va continua să ofere sprijin, în principal asistență umanitară. Președintele Klaus Iohannis a mai prezentat la Bruxelles poziția României față de desantul Rusiei în Ucraina, un act deliberat și neechivoc de agresiune împotriva unui stat independent și suveran, cea mai mare provocare din istoria recentă a Europei care determină Uniunea Europeană să continue să-și apere valorile și principiile. Pe lângă sancțiunile aplicate Rusiei, președintele României susține și pregătirea unor sancțiuni individuale și economice pentru Belarus, care s-a alăturat atacului asupra Ucrainei.